La invitația guvernului argentinian, delegația Republicii Populare Române, care va participa la solemnitatea instalării noului președinte al Republicii Argentina, a părăsit capitala. Delegația este alcătuită din tovarășii academician Ion Gheorghe Maurer, președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale, academician Atanase Joja, vicepreședinte al Consiliului de Ministri și Vasile Dumitrescu, adjunct al Ministrului Afacerilor Externe. La ora 21, trenul oficial a părăsit gara Băneasa. În prezența unei mari mulțimi, la Brașov a avut loc inaugurarea noii stații de cale ferată a orașului. Primit cu puternice aplauze, își face intrarea acceleratul numărul 201, iar mecanicul său, cureteanu Ion, primește întâiul bun sosit pe peronul noii gări. Clădirea centrală, concepută într-un stil arhitectonic modern, cuprinde un hol foarte spațios în care se găsesc birourile și casele de bilete. Sălile de așteptare, elegante, prevăzute cu aparate de radio și televizoare, au și mijloacele de a obține cel mai rapid informațiile cu privire la mersul trenurilor. Duminică 20 noiembrie s-a înapoiat în capitală venind de la Sofia delegația Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a participat la lucrările celui de-al 9-lea congres al Partidului Comunist Bulgar. În gara Băneasa, delegația a fost întâmpinată de tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Bârlădeanu, Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu Mizil, Ilie Verdeț, de membrii și membrii supleanți ai Comitetului Executiv și secretari ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, membrii ai Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ai Consiliului de Stat și ai Guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești. În municipiul Bârlad, cei 42.000 de locuitori au devenit de curând beneficiarii a două noi importante realizări edilitare. Palatul Poștei, dotat cu o centrală telefonică automată pentru 1.200 de abonați, și o modernă stație CFR. Confort și urbanitate în sălile de așteptare pentru călători. O foarte potrivită anticipare la urările de călătorie plăcută. Sala releelor, sediul unui dispecerat de maximă operativitate și siguranță în traficul feroviar. Trenule, mașină mică, cum îl duci pe Ionică? Mărturisim că n-am găsit un moto mai potrivit pentru acest tren filmat de reporterii noștri sâmbătă după amiază în gara București-Basarab. Aceștia nu sunt călători clandestini, ci navetiști cu legitimație de călătorie în regulă, abonamente pentru Titu, Roșior, Pitești, Craiova, al căror calvar se repetă de luni de zile sub ochii autorităților de resort. Glasul roților acestui tren nu tulbură pe cei răspunzători din Ministerul Căilor Ferate? Pe litoral toate bune și frumoase. Dar dacă aveți neșansa să vă întoarceți în capitală prin gara Băneasa, începeți să regretați atelajul 4P de la Costinești. Iată despre ce e vorba. Dat fiindcă în gara de nord se execută lucrări de modernizare, traficul principal de călători este dirijat prin Băneasa. În asemenea, condiția prinde un loc în troleibuzul 82 e o performanță egală cu 5-90 metri la săritura cu prăjină. Aceasta în vreme ce, nu mult mai încolo, în piața Scânteii, harnicul autobuz 31 întoarce conștiincios și pleacă aproape gol. Ce părere au tovarășii de la ITB sau Jetax, ale căror automobile cu picățele staționează tot la gara de nord? Le-am sugera mai multă automobilitate. Vă invităm acum la o scurtă călătorie pe Valea Oltului, iarna, cu singurul regret de a nu fi întâlnit mai multă zăpadă. Da, de unde nu e, nici operatorul nu poate scoate mai mult.